Dezăpezit? Da. Cum se spune corect? Dezăpezit. Îmi puteți spune pe litere? D, E, Z, E, P, E, D, I, T. Ați apucat să dezăpeziți în fața casei? Cum sunt? Am dezăpezit și acum mă duc până în centru că am o problemă la primărie și după aia vin și dau până la blană, cum e aici. Cum se spune corect? Până la blană. Adică jos e blana. Dezăpezirea? Cum se spune corect a dezăpezi? Cu S sau cu Z? Dezăpezesc. Încercăm pe litere? Dezăpezesc. Dau zăpada la o parte. Sunteți sigur? Păi, de ce? Aveți o altă variantă? Păi nu, încercăm să aflăm care este varianta corectă, a dezăpezi sau a dezăpezi. A dezăpezi. Adică dau la o parte ceva care s-a pus fără voința mea sau altora. Dăm aici unde lucrăm. Și cum se spune? Ce operațiune este aceasta? Lăsați-mă, dați-mă. Haideți să încercăm să ne oprim puțin, că nu-i greu. Nu mai, pă, dar nu mai, că plec. Cum se spune corect? A dezăpezi sau a dezăpezi? Păi eu știu, nu știu. A dezăpezi. Cu S sau cu Z? Nu știu să vă zic. Haideți să încercăm pe litere. Nu mai, gata. E limba română, trebuie să știți. Nu vreți să încercăm? Nu. Ați dezăpezit în fața porții? Da. A fost greu? Nu, pentru mine e cam greu, că-s bătrân. Cum se spune corect? A dezăpezi sau a dezăpezi? Am dezăpezit. Încercăm pe litere? Am dezăpezit. Cu Z sau cu S? Cu Z. Fără S. E zăpadă. Nu-i corect. Dar ce înseamnă a dezăpezi? A față curată în fața porții când e zăpadă. A dezăpezi. Cu Z sau cu S? Cu Z. Încercăm pe litere? D, Z, P, Z. Dacă ar fi de o parte și de alta cu vocale, s-ar putea pune S și pronunța Z. Dar pentru faptul că este prins între o vocală și o consoană, Z. Nu vă ajută nimeni să dezăpeziți? Ce să mă ajute? E greu? Așa. Spuneți și mie, cum se spune corect, dezăpezi sau dezăpezi? Nu știu să vorbesc românește eu prea bine. Sunteți român? Nu. Cum se spune corect? A dezăpezi sau a dezăpezi? A, la 81 de ani, dezăpezi, știu. Cu S și cu Z. Care-i primul, S-ul sau Z-ul? S și Z-ul pe urmă. Vă pup. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, a dezăpezi înseamnă a curăța zăpada redând circulației un drum înzăpezit. Verbul tranzitiv s-a format de la substantivul zăpezi prin alăturarea prefixului des. Prefixul des se scrie dez doar înainte de consoanele B, D, L, M, N, R, V.